Salut, camarazi! Uite că a venit ora prânzului și m-am așezat și eu ca tot creștinul la masă. Știți, uite, vă arăt aici ce mănânc, tot pe malul Neajlovului mănânc. Vă arăt aici cam ce mănânc. Uite, am cumpărat o pâine albă, nu e ideală, dar n-am ce face, un pic de ardei verde iute, o bucățică de brânză pe care am cumpărat-o cu 16 lei și un kilogram de roșii, cum vedeți, roșii de țară, cumpărate la marginea drumului. Am dat 6 lei pe ele, deci destul de decent, zic că e mai ieftin, stai așa că îmi cade camera, gata. Așa? Și am luat și niște tinctură de propolis, știți, să, după aia să beau câteva picături, pentru că am și apă minerală. Îngerul meu păzitor a făcut COVID sau o formă de COVID, nu știu, sau o răceală, și că acum e psihoză, toată lumea de la răceală ce care COVID, știi, că ne-a căpiat de cap. Deci vedeți și voi, mănânc pâine albă, știi, nu e ideală, dar mă rog, e proaspătă. O bucățică de brânză de vacă de la o femeie care unde îmi las și bicicleta la ea și la bărbatul ei, și roșii. Deci mănânc ce mâncam în copilărie sau mâncau bunicii mei pe vremuri la Lehliu, lângă, de fapt, la Valea Presnii, lângă Sărulești, Gurbănești, lângă Lehliu. Deci mănânc pâine cu brânză și cu roșii. Deci sper că și voi aveți, stați la masă și aveți ce vă trebuie. Vă doresc poftă bună, toate cele bune, să aveți o farfurie de mâncare și pentru voi și pentru copiii voștri. Ne auzim mai târziu, camarazi. Pa, poftă bună!